Pe lângă omogenitatea care a ajutat să promoveze în Liga a doua, pe atletici i-au mai ajutat ceva sau cineva. Este vorba de păunii de la restaurantul unde bănățenii își sărbătoreau victoriile. Frumoasele păsări le-au purtat noroc fotbaliștilor recășeni. Președintele Ioan Miculaș confirmă. Da, mult noroc ne-a purtat. Toate protocoalele noastre le-am făcut aici, la acest local, în această zonă, aparținând Recaș. Și aici vom face în continuare, sperăm, pentru Liga a doua. Chiar dacă pe unii au fugit de el, Sheroni admite că frumoasele păsări au fost ca un talisman pentru gruparea bănățeană. Mai mult de atât, Mircea Șchiopu e hotărât și vrea pe unii lângă terenul de la Recaș. V-a purtat pe unii, noroc! Da, corect. Tot timpul am venit după victorie aici. Oricum, după fiecare victorie de acasă, aici venim să sărbătorim și să luăm masa. Și... poate vă duc pe unii în Liga 1 din Liga 2. Eu, încă de când am promovat la barajul de la Sân Nicolau, încă mai avem niște oameni care au fost și atunci lângă noi și susținători, niște prieteni ai mei care au rămas lângă noi și țin minte că pe drumul spre Timișoara, spre Recaș, am început să-i cântăm la Miculaș, că Micule, noi la anul vrem în B și uite că am ajuns. Și după, la un moment dat, așa zicem, dacă o ținem tot așa în 2 ani, suntem în A. Și acum, nu știu, poate e o pălărie prea mare, divizia, dar noi jucăm. Ce o fi, o fi. Sper să nu dezamăgim, că toată lumea se așteaptă acum și eu știu, din ce citesc și eu prin ziare, că e o pălărie mare pentru noi Liga 2, că nu o să ne descurcăm. Eu vreau să le dăm peste nas și să arătăm că merităm acolo. Poate vă ia domnul Miculaș câțiva puni acolo lângă terenul de fotbal? Eu știu, Doamne ajută!